ansamblul profesionist Banatul a luat ființă în 1970, iar începând cu anul 2000 funcționează în cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Timiș ca și compartiment distinct. Este singurul ansamblu profesionist din zona Banatului care are orchestră proprie și dansatori profesioniști. Repertoriul său abordează folclorul muzical și coregrafic din toate zonele etnografice ale țării, tablouri coregrafice de obiceiuri, dansuri autentice din Banat, precum și tablouri coregrafice ale etniilor. Orchestra dispune de instrumentiști valoroși, profesioniști recunoscuți pe plan național și internațional, virtuozi ai instrumentelor tradiționale, vioară, țambal, taragot, saxofon, acordeon, clarinet, nai, fluier, ocarină și brat. Ansamblul profesionist Banatul abordează un repertoriu complex, cu un înalt grad de dificultate tehnică și artistică, succesul său reflectându-se în concursurile câștigate de-a lungul timpului și invitațiile pe care le-a onorat cu succes, atât în țară cât și în străinătate. Zona Banatului își dezvăluie frumusețea în detaliile etnografice ale costumelor, în ritmul muzicii și mișcările dansatorilor. În Banatul de Munte întâlnim costume populare de o frumusețe rară, în care predomină culorile închise, mai aproape de pământ, de căldură, iar izvoarele repezi și întortocheate ale muntelui au inspirat ritmuri tumultoase ce reflectă bucuria vieții. Spiritul străbunilor veghează în cadrul detaliilor dansurilor de munte, în care vibrează cu forță energia locului. În zona de câmpie a Banatului, portul este mai colorat, cu detalii artistice surprinse pe fire de aur și de argint. Dansul are mișcări mai ample, muzica este mai așezată, iar legătura cu locul este subliniată prin echilibrul interpreților care păstrează vie relația dintre oameni. Toate aceste detalii sunt artistic ilustrate în acordurile muzicii și mișcările dansatorilor ansamblului profesionist Banat. Să o cântăm de aici de pe scenă, să faci cum e balansul, da? Dorine, ți-au zburat și acum? Orchestra ansamblului profesionist Banatul este coordonată de către tânărul dirijor Sebastian Roșca, a cărui personalitate se reflectă într-o interpretare inovatoare și artistică, recunoscută și tot mai apreciată de către specialiștii din domeniu. Talentul și pregătirea sa profesională au fost remarcate și în cadrul sesiunilor științifice la care a participat.
Coregrafia ansamblului profesionist Banatul poartă semnătura cuplului Brândușa și Nicolae Stănescu, amprentă ce reprezintă incontestabil o garanție a excelenței unui art artistic autentic și de calitate. Succesul și imaginea ansamblului profesionist Banatul influențează noi generații de dansatori și instrumentiști care se formează continuu în cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Timiș, ducând mai departe pasiunea pentru valorile folclorului autentic. Corpul de balet al ansamblului se mândrește cu o tânără generație de aspiranți la titlul de dansator profesionist prin formația Junii Banatului, coordonați de către Grigore și Floare Munteanu. Alte două generații sunt pregătite de către Maria Dudău și Manuela Ancuța, asigurându-se astfel garanția că viitorul ansamblului profesionist Banatul va fi unul strălucitor. Lasă-mă să-ți rup un fir, mândruliță pup de trandafir. Lasă-mă să-ți rup un fir. Cum te bage cât îi vrea trandafir din creanga mea. Cum te bage cât îi vrea